Mircea Bănescu după acea întâlnire, că și la două noapte dacă să jucăm cu ei și atunci ne bat o echipă de divizia de care era într-o formație națională, parte de divizionarea B extensiv. O nouă centrare greșeală și iată 1-0 pentru Armata. Răduț a profitat de această greșeală a portarului Tunși, că cu siguranță puteau face față rigorilor diviziei B. Atunci de la cum pe Răduț pentru Burada, balonul ajunge totuși la Mandea și ce gol reușește Alexandru Mandea, cu o execuție frumoasă lansurilor din diviziile inferioare. Da, părerea mea este că vorbim de Universitatea. Iată, 3-0 acolo, a fost o centrare a lui Răduț pentru Stamin a redat cu capul, 3-0, iată, în minutul 40 al acestei. Puțin de 6 jucători ai Armatei, în care de 16 metri va fi o minge directă, poarta, Manda execută bine, loviturile libere și iată, gol, 4-0 pentru Armata, gol înscris de Turcilă, veteranul și capitanul echipei, probabil al doilea scoate, Iancu, pentru același Pițiche încearcă mingea primită la Popa, șut Popa și te-au contrazis cei de la Chimia. Liberet,